Săptămâna trecută a ajuns la mine o comandă mare de pe Shein ce cuprinde articole în principiu pentru vară, articole la care mă gândesc de câteva săptămâni încoace pentru că cele mai multe dintre ele mă scot tare, tare mult din zona mea de confort. Astăzi vreau să vorbim despre fiecare articol în parte, vreau să probăm împreună tot ce este aici lângă mine și vreau să ne bucurăm de această comandă în care nici eu n-am apucat să intru foarte bine, așa că astăzi eu zic că este cazul. Și bineînțeles că o să încep cu articolul meu preferat pentru că dacă nu vă vorbesc despre el acum, atunci când să vă vorbesc, este un compleu pe care l-am vânat propriu zis în toate magazinele din mall din ultima perioadă de timp, însă n-am găsit niciun model care să mă bucure foarte mult, așa că am căutat pe Shein și posibil acesta a fost și principalul factor care m-a determinat să plasez această comandă, pentru că fără acest compleu cred că nu m-aș fi gândit la niciun articol ce face parte din acest vlog. Este un compleu pe care l-am văzut foarte, foarte des în ultima perioadă, atât în online cât și în magazinele din mall, un compleu format dintr-o pereche de pantaloni scurt și o cămașă. Posibil să fi văzut și voi acest model pentru că este foarte popular, așa cum v-am spus și anterior. De pe Shein l-am luat cu un preț un pic mai mic, ba chiar de vreo 2 sau 3 ori mai mic decât ce găsim în mall la momentul acesta, pentru că a fost undeva la 10-12 euro, undeva la 60 de lei și îmi place foarte mult. Modelul este simpatic, materialul este vaporos, ușor potrivit pentru vară, iar partea de jos arată cam așa. Vorbim despre niște pantaloni simpli pe care îi poți combina cu diferite articole, atât cu cămașa din dotare, cât și cu un top pe care îl preferi. Iar cămașa arată cam așa, este un pic mai lungă, ceea ce înseamnă că o poți purta atât cu pantalonul pe care i-am arătat anterior, cât și cu un costum de baie pe plajă, de ce nu? Are mânecă scurtă și cred că se potrivește foarte bine cu un top alb, pentru că ea în sine nu are nasturi, nu o poți închide. N-am dat o bară cu mărimile de data aceasta, am aici mărimea S, o mărime predominantă la toate articolele de astăzi, nu știu dacă mă înșel, dar nu am niciun XS sau vreun M, însă o să vă menționez de fiecare dată, plus că găsiți mai multe linkuri în descriere pentru a afla mai multe detalii despre produsele de astăzi. Este o mărime pe care mi-aș fi ales-o și într-un magazin din mall, așa că nu văd mari diferențe între mărimi de data aceasta privind articolele de vară. Din punct de vedere al materialului, pot să spun că materialul de data aceasta este chiar ok comparativ cu prețul. De data aceasta pot să spun că am învățat din greșeli, pentru că în clipul trecut în care vă arătam produse de pe Shein, n-am fost chiar atât de mulțumită de materialul produselor pe care mi le-am comandat, însă am fost un pic mai atentă și lucrul acesta chiar a fost vizibil pentru că n-am dat o bară nici cu materialele, dar nici cu mărimile. Materialul este unul chiar foarte ok, similar cu toate produsele pe care le găsim la momentul acesta în mall, însă vă propun să fiți foarte, foarte atenți, să urmăriți review-urile, să vă uitați pe YouTube, pentru că numai așa vă puteți alege niște produse care să vă placă într-adevăr și care să vi se potrivească. Asta este un articol pe care l-am adăugat în coșul de cumpărături cu un minut înainte de a plasa comanda, însă m-a convins cumva pentru că este un tricou tare versatil cu un model simpatic. Uite cam așa arată, eu am aici mărimea S, materialul ce se vedeți este 100% poliester, însă prețul a fost cumva justificat pentru că a costat undeva la 2,50€, poate 3 euro. Îmi place faptul că este un pic oversize, este potrivit pentru vară, îl pot purta atât cu o pereche de jeans cât și cu o fustă și arată cam așa, așa cum ați văzut și anterior. O să-l probez și partea de try-on o să vedeți inserată pe aici pe undeva, pentru că în momentul de față îmi imaginez că nu puteți să vă dați seama atât de bine de material, de felul în care arată și de felul în care se simte. Îmi plac topurile și tricourile de pe Shein, cred că v-ați dat seama de asta, pentru că deseori le comand de acolo, pot să-mi aleg orice model doresc, iar prețurile sunt mult, mult mai accesibile față de ce găsim în mall în momentul acesta, așa că sunt cumva binevenite. Și pentru că vă vorbeam anterior de diferite topuri pe care le cumpăr tocmai pentru a-mi completa ținutele, ei bine, am aici un top pe care l-am cumpărat cu gândul de a-l purta cu setul pe care vi l-am arătat anterior, cumva compleul care a deschis clipul de astăzi. Este un top în sine foarte simplu, este un basic din toate punctele de vedere, arată cam așa, un top scurt. Cred că deja l-ați văzut integrat în prima ținută pe care v-am arătat-o în cadrul clipului de astăzi, pentru că exact pentru asta l-am și cumpărat. A fost undeva la 3-4 euro și a fost cea mai bună investiție, pentru că este un top alb pe care sunt sigură că o să mă bazez în zilele în care n-am cu ce să mă îmbrac, pentru că se întâmplă de foarte multe ori să-mi aleg în astfel de zile o pereche de blugi, o pereche de pantalon scurt și un top foarte simplu pe care să mă bazez, iar topurile acestea sunt mereu binevenite în dulapul meu, pentru că mai multe culori înseamnă mai multe ținute în zilele în care, din nou, n-am cu ce să mă îmbrac. Și pentru că tot vorbeam de topuri, am aici un accesoriu care cred că o să se potrivească cu foarte multe topuri vara aceasta, toamna viitoare,
iarna viitoare, cât și primăvara ce urmează, pentru că este un accesoriu pe care îl văd potrivit pe întreaga perioada anului. Am văzut tare, tare des în ultima perioadă de timp aceste bentițe, atât pe TikTok cât și pe Instagram. Mi-am luat mai multe culori să fie, pentru că, într-adevăr, în zilele în care nu am o anumită inspirație, cred că un anumit accesoriu de genul acesta poate completa foarte frumos o ținută simplă. Am aici varianta pe roz, varianta pe negru, dar și varianta pe alb. Nu cred că am fost atât de inspirată că mi-am cumpărat o bentiță albă, pentru că cred că o să murdăresc foarte, foarte ușor, atât cu machiaj, cât și cu diverse lucruri. Nu știu dacă o să reziste foarte mult în timp, nu știu dacă le pot spăla, pur și simplu le-am adăugat în coș pentru că le-am văzut foarte des în online și cred că o să fie potrivite. Au un preț foarte, foarte accesibil. Costă undeva la 1,50 euro, poate 2 euro, depinde de culori, depinde de seturi pe care vi le alegeți, pentru că unele seturi au și mai multe culori din care puteți alege și pe care vi le puteți achiziționa. Am și pijamale în cadrul clipului de astăzi, n-ați scăpat. De fiecare dată când plasez o comandă de pe Shein, îmi cumpăr și o pereche de pijamale, ba chiar două, pentru că sunt foarte confortabile și tare, tare purtabile. Am aici o pereche de pijamale potrivite pentru vară, formată dintr-o pereche de pantaloni scurți și arată cam așa, și un top de genul acesta. Uite, cam așa arată și el. Îmi place tare mult setul acesta pentru că este confortabil din toate punctele de vedere. Are un material similar cu toate pijamalele pe care mi le-am comandat până acum de pe Shein, iar lucrurile acestea mă încântă, de ce nu, pentru că am diferite variante ce sunt tare confortabile și tare, tare portabile. Eu m-am înțeles foarte bine cu ele până în momentul acesta și sper să ne înțelegem în continuare, pentru că sunt accesibile din toate punctele de vedere. Costă undeva la 3-4 euro, poate și mai mult, dar depinde, bineînțeles, de material, de felul în care arată, de model și așa mai departe, pentru că sunt multe, multe variante de pe Shein din care puteți alege. Și dacă tot vorbim despre pijamale confortabile, hai să vă arăt ce mi-am mai cumpărat, pentru că am aici lângă mine încă un model absolut adorabil. Partea de sus arată cam așa, vorbim despre un tricou simplu, iar partea de jos este formată din niște pantaloni scurți, absolut simpatici din toate punctele de vedere. Spuneți-mi voi dacă ați mai văzut ceva mai simpatic decât atât. Materialul este similar, am și la ele mărimea S, îmi plac tare, tare mult, sunt confortabile, mai multe detalii nu vă dau pentru că vi l-am menționat anterior. Ceva negru, hai să vedem ce este aici, pentru că am mai multe articole negre. Ah, ok, este un top pe care mi l-am dorit tare, tare mult. Cred că în ultima comandă plasată de pe Shein am descoperit un model de top, un model de body, mai bine zis, pentru că este într-adevăr un body, ce îmi place tare mult și pe care l-am integrat în multe, multe ținute de când mi l-am cumpărat. Este un body alb cu niște volănașe în partea de sus, niște volănașe care ies într-adevăr în evidență și care se potrivesc într-o ținută simplă, elegantă și așa mai departe. Am purtat body-ul acela, modelul acela de body de foarte, foarte multe ori de când mi l-am cumpărat și merge integrat în tot felul de ținut. Așa că am zis neapărat că trebuie să-mi cumpăr și pe alte culori. De data aceasta mi-am cumpărat pe negru, dacă tot nu aveam, și am găsit un model similar. N-am mai găsit exact același model, însă pe Shein puteți alege diverse modele similare cu produsele pe care deja le mai aveți. Sunt tare curioasă ce o să ziceți de următorul articol, pentru că este o fustă ce mi-a dat mari bătăi de cap. M-am gândit bine de tot înainte să o cumpăr și cred că în momentul acesta am ales foarte bine, pentru că este unul dintre articolele mele preferate prezente în cadrul clipului de astăzi. Este un model de fustă pe care l-am văzut foarte des în online, dar și pe stradă în ultima perioadă de timp. O fustă pe care o găsiți chiar și în magazinele din mall, deci nu trebuie neapărat să plasați o comandă de pe Shein pentru a purta-o. Un model care nu credeam că o să mă avantajeze atât de tare, de aceea mi-a fost și un pic frică să mi-o cumpăr, însă am zis fie ce-o fi, oricum are un preț destul de accesibil și văd eu ce pot face cu ea. În sine este o fustă simplă, nu foarte complicată, un basic, dacă aș putea să spun așa, o fustă neagră, un pic mai lungă, mulată, cu o desprinzătură foarte frumoasă pe picior. Cred că deja v-a venit imaginea în minte pentru că este foarte populară atât în online cât și în magazine. O să vedeți mai multe din imaginile pe care vi le-am pregătit și pe care deja le-am inserat pe aici pe undeva. Este versatilă și foarte frumoasă. O găsiți pe Shein în mai multe culori, în mai multe modele, integrată chiar și în câteva seturi pe care vi le puteți achiziționa chiar și cu partea de sus, însă eu m-am gândit că nu știu neapărat ce vreau să port în partea de sus și mi-am cumpărat un tricou separat pe care o să vi le arăt în minutele următoare. Nu știam neapărat
neapărat cu ce să o asociez, mă gândeam la ceva simplu, mă gândeam la ceva un pic mai complicat care cumva să o scoată din zona mea de confort și care cumva să pună un accent un pic mai vizibil pe ea. Însă o să vă arăt în minutele următoare cu ce m-am gândit să o port, pentru că este într-adevăr un alt basic pe care l-am ales de data aceasta de pe Shein și pe care n-am plătit deloc mult. Oricum, nici această fustă n-a fost foarte scumpă, cred că a fost undeva la 6-7 euro, deci chiar se merită cumva, pentru că materialul este unul elastic, e o mărimea S, mi se potrivește, chiar îmi vine foarte, foarte bine și cumva n-aveți cum să o dați foarte tare în bară cu mărimile, în cazul în care nu știți neapărat ce să alegeți, pentru că are un material elastic potrivit din toate punctele de vedere. Îmi place tare, tare mult, are un material ușor ce nu te strânge, ba chiar este super, super confortabilă. Și dacă tot v-am vorbit despre fustă, hai să vă arăt ce articolul cu care cumva am văzut asociată. Este vorba despre un crop top foarte, foarte simplu, negru, ce cred că o să se potrivească în multe, multe ținute, atât pentru vara aceasta, cât și pentru anotimpurile ce urmează. Materialul acestui top este similar cu fusta pe care v-am arătat anterior, ceea ce înseamnă că n-am dat greș din punctul acesta de vedere, pentru că n-ar fi fost chiar potrivit să fie dintr-un material total diferit, având în vedere că vreau să le asociez într-o ținută potrivită. A costat undeva la 3-4 euro, foarte, foarte accesibil și foarte versatil din punctul meu de vedere, iar noi trecem la următorul articol. Cred că am aici un set pentru sport, din câte mi-amintesc eu, și da, despre el este vorba. Mi-am cumpărat de data aceasta un set cu care nu numai să fac sport, dar să și stau prin casă, pentru că este foarte confortabil și la îndemâna oricui. Arată cam așa, este și el negru, ce să vedeți. Partea de sus este formată dintr-un tricou, iar partea de jos arată cam așa. Sunt niște pantaloni un pic mai scurți, mulați, care cumva să se potrivească. Surprinzător pentru prețul accesibil este că se așează foarte bine, ba chiar marchează și talia, pentru că pantalonii sunt prevăzuți cu un elastic care oferă o susținere foarte bună, iar pentru mine cred că este perfect. A fost accesibil undeva la 8-9 euro, ceea ce cred că este mai mult decât ok pentru Shein, pentru materialul acesta și pentru calitatea produselor. O să-l port cu siguranță, pentru că este foarte confortabil, iar materialul este perfect pentru vremea de afară. Nu simt că mă încălzesc foarte tare în el, nu este sufocant, însă mai multe o să vedem noi pe parcursul timpului, o să vedem cum se comportă și în momentul în care îl spăl de mai multe ori și cu astfel de detalii o să revin tot aici pe YouTube dacă mă urmăriți în continuare. Am uitat complet de acești pantaloni scurți pe care i-am cumpărat de pe Shein. Sunt niște pantaloni scurți care au costat extrem de puțin, dar care sunt extrem, extrem de portabili și confortabili, pentru că îi poți purta prin casă, dar și pe afară. Sunt negri, cred că o să-mi țin mâna foarte ușor spre ei, imită cumva inul, însă nu pot să spun că sunt pe acolo, iar mărimea este 36. Am și două huse pe care le-am cumpărat de pe Shein, două huse care cred că nu au nimic în plus sau în minus față de cele pe care le cumpăram până acum din mall. Au costat extrem de puțin, cred că 1,50 euro, poate 2 euro, iar modelul este absolut adorabil. Uite cam așa arată pe telefon. Este o husă calitativă din punctul meu de vedere, însă mai mult o să vedem noi cu trecerea timpului, pentru că într-adevăr trebuie să fie și rezistentă. Îmi place mult aceasta roz. Multe modele găsiți pe Shein la diverse huse de telefon. Dacă sunteți ca mine și vă plictisiți tare, tare repede, cred că se merită, pentru că au un preț foarte accesibil. Ultimele două articole sunt pentru plajă, pentru vacanță sau cel puțin acolo mă duc cu gândul, pentru că vorbim despre un top, dar și despre un costum de baie pe care o să vi-l arăt imediat. Începem cu acest top pe care îl voiam de tare, tare mult timp, un top accesibil din toate punctele de vedere, ce arată cam așa. Calitatea nu pot să spun că este una foarte, foarte mare, dar este un top până la urmă pe care îl porți în vacanță și care cumva completează orice ținută pentru plajă. Nu pot să spun că nu-mi place felul în care arată, pentru că îmi place foarte mult, ba chiar cred că este unul dintre articolele mele preferate și cred că pentru câteva poze o să fie perfect din toate punctele de vedere. O să-l găsiți și la un preț ușor mai ridicat, dar depinde, bineînțeles, de material, de calitate și așa mai departe. Un costum de baie mi-am cumpărat de data aceasta de pe Shein, deși aveam în vedere mai multe, însă m-am limitat la unul pentru că mai am încă câteva modele rămase de anul trecut. Este negru, este foarte, foarte simplu. Este un costum de baie format din două piese, așa arată partea de jos, iar așa arată partea de sus. O să vă arăt imediat, pentru că în momentul acesta nu-i prea tău de cap, însă am reușit până la urmă. Are niște detalii foarte frumoase care m-au cucerit, cred că o să fie potrivit pentru multe situații de vara aceasta. Mărimea lui este S, mi se potrivește, despre material nu am ce să zic de rău, pentru că este similar cu toate produsele, toate costumele de baie pe care le-am probat chiar și în magazinele din mall până acum, deci nu pot să spun că sunt mari diferențe, însă prețul este într-adevăr unul mai mic, pentru că a fost undeva la 6 euro.
Acesta a fost așadar haul de pe Shein cu haine de vară. Sper că v-a plăcut, sper că v-a inspirat, sper că v-a ajutat, de ce nu, în a alege articole potrivite pentru voi, pentru că, într-adevăr, Shein poate fi o variantă foarte bună, însă trebuie să dedici un pic mai mult timp în a căuta articole potrivite din punct de vedere al mărimii, al prețului și, bineînțeles, al materialului din care este făcut. Pe partea aceasta, pe mine m-au ajutat foarte mult videoclipurile de pe YouTube, Instagram sau TikTok, ori comentariile la fiecare articol de pe Shein. Bineînțeles, poți verifica ca și descrierea fiecărui produs înainte de a-l achiziționa pentru a fi sigură că alegi ceea ce ți se potrivește. Acesta a fost vlogul, noi ne revedem data viitoare cu un altul. Eu v-am pupat!